Aș vrea, în timpul care l-am la dispoziție, să prezint o temă pe care am intitulat-o Botezul în apă, botezul biblic. De ce l-am intitulat Botezul în apă, botezul biblic? Pentru că sunt botezuri care nu sunt biblice. Și aș vrea să prezint câteva, de fapt, în primul rând, ce nu este botezul în apă. Și apoi să prezint câteva denaturări ale botezului în apă, deci ce nu este botezul biblic. Iar după aceea, în partea finală, să prezint botezul biblic. Ce nu este botezul în apă? Vă rog să subliniați. Botezul în apă nu este un ritual bisericesc. Nu noi, nu biserica, nu bisericile istorice, protestante sau neoprotestante, au stabilit ca un om care vrea să devină membru într-o biserică, neapărat trebuie să se boteze. Nu noi am stabilit, nu un consiliu legislativ, nu un conciliu, nu un sobor preoțesc. Asta a stabilit-o însuși Dumnezeu. Botezul în apă este ceva ce vine de la Dumnezeu. Vă amintiți când la Domnul Iisus au dus niște oameni să-i pună întrebarea următoarea? Cărturarii, farisei, de unde-ți vine puterea asta că faci minunile astea? Vindești bolnavi, învii morți, deschizi ochii orbilor, deschizi urechile surzilor, faci gura mutului să vorbească. De unde ai tu puterea asta? Și Iisus a răspuns. Am să vă spun de unde îmi vine puterea dacă îmi răspundeți și voi la o întrebare. Botezul lui Ioan, botezul în apă, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Și ei s-au gândit și au zis în felul următor. Dacă vom zice din cer, o să ne întrebe de ce nu l-ați crezut. Dacă vom zice de la oameni, se temeau pentru că știau că Ioan este un om al lui Dumnezeu. Și atunci au zis ei, nu știm, nu știți? Atunci nici eu nu vă spun cu ce putere fac minunile care le fac. Dragii mei, știau ei bine că botezul venea din cer, de la Dumnezeu. Deci iată că botezul nu e un ritual bisericesc. Botezul nu este un ritual de spălare sau de eliberare de păcate. Unii oameni cred că dacă intră în apa botezului, o să fie imediat după apa botezului eliberați de anumite vicii pe care le aveau înainte. Dacă nu te-a eliberat Domnul înainte de botezul în apă, să știi, se poate întâmpla o eliberare după botezul în apă, dar botezul în apă nu te eliberează de vicii. Iată ce spune 1 Petru 3,21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi și anume botezul care nu este o spălare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui, adică s-a întâmplat ceva înainte de botezul în apă, că acel cuget a ajuns curat. Botezul în apă nu este botezul cu Duhul Sfânt. În fapte 8,16 este relevat lucrul acesta, este pus în evidență. Dragii mei, nu când intri în apa botezului ești botezat cu Duhul Sfânt. Se poate întâmpla în timp ce ești în apa botezului să dea Domnul să se întâmple asta și azi. Să se coboare Duhul Sfânt peste ei și ca semn evidențial al botezului cu Duhul Sfânt să existe și acea vorbire în limbi despre care vorbește Biblia, că este primul semn exterior al botezului cu Duhul Sfânt, dar nu ultimul. El trebuie să continuă și să finalizeze cu roada Duhului Sfânt. Botezul în apă nu este opțional. Dacă vreau mă botez, dacă nu, nu. Nu! Iisus a spus în Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Înainte, ca să existe botezul în apă, trebuie să existe credința. Dar botezul este necesar mântuirii. Cu toate că veți veni cu argumente și veți zice, dar tâlharul de pe cruce n-a fost botezat, a fost el mântuit? Da, a fost mântuit pentru că a crezut și n-a mai avut când să se boteze, pentru că era primul rod al lui Hristos. Dar nu putem face din asta o teologie și să spunem că dacă nu te botezi în apă, poți să fii mântuit. Hristos a spus, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar un alt lucru care vreau să-l subliniez, botezul în apă nu este substituționar. Ce înseamnă asta? Eu nu mă pot boteza în locul altuia. Nu mă pot boteza în locul fiului meu. Nu mă pot boteza în locul tatălui meu. Nu mă pot boteza în locul rudelor mele. Ci botezul este o chestiune personală a fiecăruia. Acum, să vedem câteva denaturări ale botezului în apă. Botezul în apă s-a denaturat de-a lungul istoriei creștine, și anume,
În perioada apostolului Pavel, în 1 Corinteni 15 cu 29, a existat o grupare în biserică care au zis botezul poate fi substituționar. Adică, dacă tata a murit și eu n-am apucat să mă botez și el n-a apucat să boteze, eu ca fiu al lui pot să intru în apa botezului și să mă botez pentru tata ca tata să fie mântuit. 1 Corinteni 15 cu 29, apostolul Pavel pune retoric întrebarea: ce ar face atunci cei ce se botează pentru cei morți, dacă nu credeți în învierea morților? Nu că ar fi biblic, dar această deformare a pătruns în biserica creștină încă în secolul I, pe care Pavel sigur că o detestă și în același timp nu este de acord cu ea. Nu te poți boteza în locul unuia care a murit ca el să fie mântuit. Pentru că omul odată plecat în veșnicie nu mai poate schimba nimic în veșnicie. Cel plecat în veșnicie nu mai poate schimba veșnicia. Nu mai poate schimba locul din rai cu locul din iad. Locul unde așteaptă morții care au murit în Domnul cu locul unde așteaptă morții care au murit fără Domnul. Nu se mai pot face schimbări. Apoi, o altă denaturare a botezului este botezul copiilor mici, care nu este biblic. Botezul copiilor mici prima dată a avut loc în Africa, undeva în nordul Africii, în secolul II, când o grupare de creștini s-au hotărât să boteze și copiii mici. Mai târziu, în secolul V, botezul în apă la copiii mici devine valabil în biserică. Dar nicăieri în Biblie nu este specificat că botezul la copiii mici este biblic. Iată argumentele pentru care, și o să le discutăm mai târziu, pentru care cei care botează copiii mici se bazează, dar cu toate că se bazează, ele nu sunt biblice. Și o altă denaturare a botezului este botezul prin stropire. Există biserici istorice, Biserica Catolică în special, care promovează botezul prin stropire. Termenul de botez despre care vorbește apostolul Pavel, despre care se vorbește în Biblie, că l-a practicat Ioan Botezătorul, botezul și chiar însuși Iisus, este un termen grecesc care derivă din greacă și anume este baptizo. Baptizo nu înseamnă a stropi. Baptizo înseamnă a cufunda. Iar apostolul Pavel în Romani folosește același verb care îl folosește și în Noul Testament cei patru evangheliști, tot termenul de baptizo. Versetul 4: noi deci prin botez în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Iată că botezul nu este altceva decât o moarte, așa cum Hristos a fost omorât, a murit și a fost pus în mormânt, la fel îngropat, la fel și noi îngropăm trecutul nostru cu toate păcatele, cu tot ce am făcut și decidem să trăim pentru Dumnezeu o viață nouă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iată care este botezul biblic. Nu botezul penticostal, nu botezul ortodox, nu botezul catolic, nu botezul reformat, ci botezul biblic. Cum a spus Iisus să facem botezul? În primul rând, Iisus a spus așa: botezul trebuie făcut în numele Sfintei Treimi. Adică, Matei 28 cu 19: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acesta este botezul biblic. Formula botezului, când un om intră în apa botezului, aceasta trebuie să fie din partea celui care îl botează: te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dar de ce trebuie folosite cele trei nume sau identități divine? Pentru că este un singur Dumnezeu, în trei persoane divine distincte. Tatăl este Tatăl, Fiul este Fiul și Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Acum, a existat și există o grupare în America care se numește Only Jesus, în limba română branhamiști. Această grupare, Only Jesus, spune așa: botezul în apă, care l-au făcut creștinii când erau adulți, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, nu este biblic. Prin urmare, dacă vrei să devii un membru al bisericii Only Jesus, trebuie să te mai botezi odată. Și botezul acesta trebuie făcut
Doar în numele lui Iisus. Only Jesus. Și cum argumentează ei lucrul acesta? Păi spune așa. Uitați-vă în anumite texte din Faptele Apostolilor. Capitolul 2, versetul 38, capitolul 8, versetul 16, capitolul 10, versetul 48, capitolul 19, versetul 5. În toate aceste versete este menționat faptul că ucenicii au fost botezați doar în numele lui Iisus. Și este adevărat. În aceste versete se spune așa, că au fost botezați în numele lui Iisus. Dar întrebarea, de ce se menționează doar numele lui Iisus și nu se menționează numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt? Și acum iată răspunsul. Iisus a spus, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Există în Biblie mai multe botezuri. Este botezul lui Moise. Biblia spune că toți evreii au trecut prin Marea Roșie, ne spune în Cartea Evrei, și toți aceștia au fost botezați pentru Moise. Deci ieșirea evreilor din Egipt și îndreptarea evreilor spre Canaan se făcea prin Marea Roșie. Niciun evreu n-a scăpat să treacă pe lângă Marea Roșie ca să ajungă în Canaan. Ci toți evreii au trebuit să treacă prin Marea Roșie ca să ajungă în Canaan. La fel, orice creștin, ca să ajungă în Canaanul Ceresc, trebuie să treacă, dacă vreți, prin Marea Roșie. Adică, spune acolo în Evrei, și Marea Roșie nu însemna altceva decât că toți s-au botezat în mare pentru Moise. Și Moise pe cine reprezenta? Ce a zis Dumnezeu lui Moise? Am să te fac Dumnezeu pentru Aron și pe Aron îl fac proroc. Ce îi spui tu lui Aron, Aron va spune poporului, adică Dumnezeu îi spunea lui Moise în felul următor, Moise, tu mă reprezinți pe mine. Iar Aron este proroc, va spune ceea ce spui tu, ca și cum aș spune eu. Nu era Moise Dumnezeu, ci îl reprezenta pe Dumnezeu. Era botezul lui Moise, apoi era botezul lui Ioan Botezătorul. I-a întâlnit în Faptele Apostolilor 19 Pavel pe ucenicii lui Ioan. Ați crezut voi, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați voi? Păi noi am fost botezați cu botezul lui Ioan. Și acum, știți de ce au botezat ucenicii în numele lui Iisus? Pentru că botezul lui Iisus era botezul despre care a vorbit el, botezați-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Nu numele lui, nu era botezul lui Ioan, nu era botezul lui Moise, ci era botezul lui Iisus. Iar botezul lui Iisus era acesta, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Este primul argument pentru care ucenicii au zis, botezăm în numele lui Iisus, adică așa cum ne-a spus Iisus. Apoi, al doilea argument pentru care ei botezau numele lui Iisus era că pentru iudei era o intrigă, era o discuție, o dispută. Unii nu știau cine este Iisus. La un moment dat Iisus, chiar cu ucenicii, stă de vorbă și confruntă. Cine zic oamenii că sunt eu? Și au zis ce răspund ucenicii. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești unul din proroci. Bun, asta spune mulțimea, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru, plin de Duhul Sfânt, scrie Biblia că a sărit, nu știu dacă în picioare, nu știu care a fost poziția lui, dar a venit cu un argument puternic și a spus așa, uitându-se țintă la Iisus, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Ferice de tine, Simone, nu carnea și sângele ți-a descoperit, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Și tu ești Petru și pe această piatră, adică nu pe tine, Petru, ci pe afirmația care ai făcut-o tu, că eu sunt Hristosul Fiului Dumnezeu, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor dărâma. Adică, ucenicii au botezat în numele lui Iisus, pentru că ucenicii credeau că Iisus nu-i Ilie, nu Ioan Botezătorul, nu unul din proroci, ci Iisus Hristos e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este botezul biblic. Alte botezuri nu-s biblice. Puteți să le faceți de 1000 de ori, că nu-s biblice.
În numele Tatălui, pentru că Tatăl e Creatorul. În numele Fiului, pentru că Fiul e Mântuitorul. În numele Duhului Sfânt, pentru că El este Călăuzitorul și mă ține ca să ajung la mântuire. Slăvit să fie Dumnezeu! Aceste trei persoane sunt coegale, sunt coeterne, sunt co-substanțiale. Adică sunt de aceeași esență, sunt de aceeași natură și sunt de aceeași putere. Și aceasta înseamnă Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu! Toți scriitorii bisericești au scris că botezul trebuie făcut în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt. Justin Martirul, între anii 100 și 165, spune așa: botezul se face în numele Tatălui Universului, al Domnului Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și al Sfântului Duh. Origen spune: botezul cel mântuitor nu se poate face altfel decât în numele Preasfintei Treimi. Ciprian, însuși Iisus Hristos, spune că botezul să se facă în numele Preasfintei Treimi. Atanasie cel Mare: oricine ar lăsa ceva din Sfânta Treime și s-ar boteza doar în numele Fiului sau doar în numele Tatălui și a Fiului, fără Sfântul Duh, nu primește nimic, căci desăvârșirea și mântuirea se află în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragii mei, de aceea botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, că așa ne-a poruncit Iisus. Nu doar în numele lui Iisus, nu doar în numele Duhului Sfânt, nu doar în numele Tatălui, ci în numele lui Dumnezeu, care înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. 2. Botezul biblic este botezul care se face în urma credinței, nu în urma religiei. Nu în urma faptului că ai fost crescut într-o casă de penticostal și acum și tu vrei să devii penticostal. Problema bisericii evanghelice penticostale este că avem foarte mulți creștini tradiționali. Și când spun tradiționali, mă refer la faptul că s-au născut într-o biserică penticostală, n-au experimentat nașterea din nou, dar îi botezăm pentru că-s copiii noștri. Slavă Domnului că îi botezăm, că trebuie să-i botezăm și mă bucur când se botează copiii noștri. Dar până să se boteze, ei au nevoie de o naștere din nou. Dacă nu există naștere din nou, frați și surori, degeaba există botez în apă. Că botezul în apă nu te schimbă. Înainte de botezul în apă trebuie să existe credință. Cine va crede și se va boteza. Observați, prima dată e subliniată credința și apoi botezul. Iar la urmă zice: cine nu va crede, va fi osândit. Este resubliniată credința. Asta înseamnă că credința e foarte importantă. Și anume, ce anume trebuie să cred eu când mă botez? Ce să cred? Ce să cred? Bine, vreau să cred, dar ce să cred? Și iată ce să cred. În primul rând, să cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Fapte 8, 36, 37, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă famenul etiopian și cu Filip. Și a zis famenul a zis, nu Filip i-a zis, mă, uite apă, hai să te botez odată, că mă grăbesc să plec în altă parte. Nu, ci famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică care ar fi piedica care nu m-ar lăsa să mă botez? Și au zis, ce răspunde Filip? Dacă crezi, din toată inima se poate. Dar dacă nu crezi, se poate? Nu se poate. Famenul a răspuns: cred, ce să crez? Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Un al doilea lucru care trebuie să-l crezi, să cred că Iisus Hristos a murit, a înviat și s-a înălțat la cer. Că Iisus nu mai este în mormânt, ci Iisus este la dreapta lui Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu. Roman 10:9: dacă mărturisesc deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi că în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. În urma acestei credințe, eu intru în apa botezului, cred că Iisus Hristos a murit, a înviat și s-a înălțat și declar cu gura mea în mod public, nu tata, nu mama, nu nașul, nu nașa de botez, ci eu cu gura mea trebuie să declar că Hristos a murit, a înviat, s-a înălțat la cer și cred asta. Și în urma credinței mă botez. Să cred că sângele lui Iisus Hristos, vărsat pe cruce, este suficient pentru iertarea păcatelor mele. Amin?
Fapte 2, 37, 38. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli în urma predicii: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Nu există iertare fără Hristos. Nici Tatăl, nici Duhul Sfânt nu iartă fără Hristos. Hristos, prin sângele Lui, ne spală de păcate, ne iartă, apoi vine Duhul Sfânt și apoi ne ascultă Tatăl. Dar fără Hristos nu se face absolut niciun fel de salvare a noastră. De aceea cred că sângele lui Iisus Hristos are puterea să mă spele de orice păcat. Are puterea să te spele de orice păcat. Și să te facă într-o stare, să te pună într-o stare și să mă pună într-o stare de reabilitare, de relație, de reuniune cu Dumnezeu. Să cred în revenirea lui Iisus și învierea morților. Vă întreb, credeți în revenirea lui Iisus? Credeți în învierea morților? Știți că în vremurile din urmă va fi o vreme de apostazie religioasă. Ce înseamnă apostazie religioasă? Decăderea unor creștini. A unor care au fost cândva tari, care s-au încrezut în Dumnezeu, dar care au alunecat de la credință. Se vor preface că sunt creștini, dar vor tăgădui puterea lui Dumnezeu. Vor purta titulatura de creștini, dar cu faptele vor tăgădui. Una vor zice, dar alta vor face. Un fel de sincretism religios, un fel de demagogie de care Dumnezeu este scârbit. De aceea, dragii mei, trebuie să credem în revenirea Lui. Apostolul spune că vor fi unii care vor zice: unde este făgăduința venirii Lui? Și asta vor fi poate dintre creștini. N-aș vrea să fim acei creștini, ci să-L așteptăm pe Iisus Hristos să se întoarcă. Și cred că revenirea Lui este foarte aproape, pentru că ceea ce se întâmplă în Israel acum, ceea ce se întâmplă în lume azi, toate ne spun: vine Domnul Iisus Hristos și îl așteptăm să revină. Cred în învierea morților, chiar dacă morții au murit acum 2000 de ani, 4000 de ani, 6000 de ani, chiar dacă ei zac în țărâna pământului sau zac într-un loc unde i-a pus Dumnezeu să aștepte, eu cred că Dumnezeu va aduce ziua când, conform Bibliei, marea va da înapoi pe morții ei, mormintele se vor deschide și vor da afară pe morți și toți va fi o zi a judecății, a întâlnirii cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu. Fapte 1, 10 la 11 spune așa: și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, nu un alt Iisus, acest Iisus va veni în felul cum l-ați văzut mergând la cer. Și cred în acest mesaj angelic că Dumnezeu este Cel care e sfânt. În gura Lui nu se găsește minciună și nici în gura slujitorilor Lui Dumnezeu, a îngerilor, a arhanghelilor, a heruvimilor, a tagmei cerești. Cred că toți spun adevărul și cred că asta se va întâmpla. Când? Nu știu. Foarte curând. Poate în generația mea, poate în generația copiilor mei, poate în generația copiilor copiilor mei, dar cred și voi muri, dacă voi muri, voi muri cu această credință că Iisus Hristos revine. Și va veni o zi când, dacă vom fi în țărâna pământului, Dumnezeu de acolo ne va scula, ne va duce în slava Lui, binecuvântat să fie Dumnezeu. Nu există botez fără credință. Sau botezul fără credință nu-i botez biblic. De aceea în fapte 8, 37 la 38, famenul a crezut. Fapte 9, Pavel a crezut. Fapte 10, Corneliu a crezut. Fapte 16, Lidia a crezut. Fapte 16, 31, 33, temnicerul a crezut. Fapte 18 cu 8, Crisp a crezut. Fapte 19, 4 la 5, ucenicii lui Ioan, botezătorul, au crezut. Toți aceștia au crezut și apoi s-au botezat. Și acum, de ce botezul copiilor mici nu este biblic? Pentru că un copil, ce să creadă? Luați un bebeluș și întrebați-l dacă crede sau nu. Vedeți, vă va răspunde ceva? Am văzut aici pe cineva cu un bebeluș în brațe. Luați copilul și întrebați-l: crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Vedeți dacă va răspunde ceva. Crezi că El a murit pentru păcatele și fără de legile tale? Vedeți dacă va răspunde ceva. Păi în primul rând tu cu gura ta trebuie să mărturisești dacă crezi sau nu. Faptul că în textele din Faptele Apostolilor care vi le-am dat adineaori,
Că, de exemplu, au fost botezați în casa lui Corneliu, el și casa lui. De aici au extras unii ideea, până în secolul V, când l-au legiferat în biserică și au spus așa: păi dacă el și casa lui, înseamnă că și copiii lui. Înseamnă că și bebelușii lui, dar nu scrie în Biblie asta. Asta este o deducție doar, o interpretare, dar nu scrie în Biblie că și copiii lui au fost botezați. Nicăieri în Biblie nu scrie lucrul acesta. Oriunde veți citi de lucrul acesta, chiar dacă scrie de Lidia, că ea și casa ei a fost botezată, nu scrie nicăieri că copiii ei au fost botezați. Pentru că botezul trebuie făcut în urma credinței și nu credința vine în urma botezului, ci botezul vine în urma credinței. Dumnezeu să ne ajute să respectăm Biblia. În al treilea rând, botezul trebuie făcut la maturitate. Ce înseamnă maturitate? Ați auzit? Există creștini care au 60 de ani ca vârstă, dar care maturitate creștină au poate 5 ani. Iertați-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar am văzut atâta imaturitate creștină și avem nevoie să ne maturizăm. Apostolul Pavel spune: am venit la voi cu hrană tare și m-am trezit că voi sunteți tot niște copii care aveți niște dinți de lapte și n-am putut să vă dau hrană tare, vorbea în mod figurativ, bineînțeles. Că dacă veneam cu o hrană tare, vă rupeați dinții, nici nu mai înțelegeați, nici mai știați ce să faceți. Ce a trebuit să vă vorbesc ca unor prunci, ce a constatat Pavel? Că e o biserică imatură, o biserică lipsită de maturitate creștină. Știi cum te poți maturiza? Te maturizezi dacă în primul rând citești și cunoști bine cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu o să te maturizezi din punct de vedere creștin dacă tu ești superficial cu Biblia. Să nu știi tu cu câți arginți a fost vândut Iisus. Să nu știi tu ucenicul care l-a vândut pe Iisus. Să nu știi câți ucenici a avut Iisus. Să nu știi tu lucrurile elementare vieții creștine. Tu ești un imatur, creștin imatur. Tu n-ai să te maturizezi. Orice vânt, orice val de învățătură o să te poarte în toate părțile. Și vor veni acum tot felul de curente pe care chiar le studiez acum, curente creștine care sunt acum, în generația noastră, și vor spulbera pe mulți dacă nu suntem bine fundamentați în Scripturi. Un creștin bine fundamentat în Scripturi este un bastion al bisericii. Nu trebuie să fii păstor să cunoști Biblia. Nu trebuie să fii diacon, presbiter sau un comitet să cunoști Biblia. Doar simplu membru, că nici simpli membri, că toți suntem simpli până la urmă. Și asta ar trebui să fim simpli. Dar toți suntem chemați să cunoaștem Biblia. Și ca să te maturizezi, ai nevoie să cunoști Scriptura, că altfel nu te maturizezi niciodată. Poți să ai 50 de ani de pocăință, poți să ai 60 de ani de pocăință și la o adunare generală să vede câtă imaturitate sau maturitate creștină ai. De aceea, botezul se face la o maturitate. Care-i maturitatea aia? Când ajungi tu la convingerea că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, că El, Dumnezeu întrupat, a venit și s-a așternut pe cruce pentru mine, că a acceptat moartea El, Dumnezeu, că a acceptat să fie pus în mormânt, că moartea nu l-a putut ține mai mult de 3 zile în mormânt, că era Fiul lui Dumnezeu, că a biruit moartea cu moartea pe moarte călcând, că a ieșit afară din mormânt, că s-a arătat la peste 500 de frați, și apoi să spunem ca Pavel, ca unei stârpituri sau ca unui păcătos, mi s-a arătat și mie, ți s-a arătat și ție, lăudat să fie Dumnezeu. Pentru un singur scop, ca să ne putem mântui, binecuvântat să fie Dumnezeu. Asta înseamnă maturitate creștină. Maturitate înseamnă să ai experiențe cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, nu doar să știi despre Dumnezeu. Înseamnă să-ți dezvolți o relație cu Dumnezeu de comuniune. Altfel nu există maturitate creștină. Faptul că vii și cânți în cor, faptul că vii și cânți în fanfară, faptul că vii și te rogi, nu înseamnă că te maturizezi. Dar dacă tu ai o relație personală cu Dumnezeu, asta înseamnă maturitate creștină. Și Dumnezeu asta vrea. Să creștem, să ne maturizăm. Dumnezeu să ne ajute. Nu mă scuzați. Și botezul în apă, în ultimul rând, trebuie făcut într-un mod personal. Nu se poate nimeni boteza în locul meu.
Iisus s-a dus singur la botez. Nu putea Iisus să trimit un ucenic în locul lui, să-i spună lui Petru, du-te botează în locul meu. Nu putea să-l trimită pe Ioan. De ce Iisus a dus personal? Nu putea Ioan Botezătorul să se boteze în numele lui Iisus și să zică, stai tu acolo că, de fapt, botează-mă tu pe mine, că nu sunt vrednic eu să te botez pe tine. Știți ce a răspuns Iisus? Lasă Ioan să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și apoi Iisus, în mod personal, s-a coborât în apa Iordanului. Și Ioan l-a botezat pe Iisus. Știți că Iordanul este cel mai jos loc de pe pământ? Că este la 393 de metri sub nivelul mării? Că în locul cel mai de jos s-a coborât Hristos ca să ne ridice pe noi în locurile cele mai de sus. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Prin urmare, sunt dator și eu, în mod personal, să intru în această apă a botezului. Pentru că în Roman 6:4 spune așa: trebuie să existe un moment când să mă îngrop trecutul ăla tenebros, păcătos, stricat, să pun capăt păcatelor și să încep cu Hristos o viață nouă. Iar în Roman 6:4 spune așa: noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa să trăim și noi o viață nouă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Trebuie să-l fac în mod personal pentru a-mi declara public că mi-am îngropat acel trecut. Că eu, cel din trecut, nu voi mai fi cel din viitor. Că între trecutul meu și viitorul meu s-a interpus Hristos. Că mi s-a schimbat viața și vreau să fiu diferit. Îl fac în mod personal pentru că vreau să-l declar în mod public în fața lui Dumnezeu. Botezul astăzi nu-l declarați doar în fața bisericii. Auziți ce spune Biblia? 1 Petru 3, 21-22. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăție de întinăciunile trupești. Și ascultați acum. Ci mărturia unui cuget curat înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Vă dați seama înaintea cui declarăm noi un cuget curat? Și cum am primit noi cugetul curat? Prin învierea lui Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu și după ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile, lăudați să fie Dumnezeu. Un alt lucru îl fac în mod personal pentru a prezenta hotărârea mea personală în mod public și deliberat. Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Eu nu pot lua un copil mic să-l încreștinesc în mod obligatoriu și când va ajunge el la maturitate să-i spui, vezi, când ai fost micuț, te-am încreștinat eu, că ai vrut, că n-ai vrut tu. Dumnezeu nu forțează oameni. Dumnezeu mă lasă liber să-mi aleg, îmi respectă liberul arbitru. Și apoi îl fac în mod personal, deoarece pentru cei care își asumă personal credința, trebuie să-și o exprime public. Roman 10:9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și un ultim lucru, pentru ca să mă îmbrac cu Hristos. Dragii mei, în această zi acești tineri s-au dezbrăcat. Simbolul hainelor albe este dezbrăcarea de lucrurile păcătoase, de zdrențele păcatului și îmbrăcarea cu Hristos. Toți, spune Galateni 3:27, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei cinci, care astăzi se dezbracă de zdrențele lumii și se îmbracă cu Hristos. De azi înainte, aș vrea să-i vadă orașul Phoenix, statul Arizona, Statele Unite și chiar lumea, că oamenii ăștia sunt îmbrăcați cu Hristos. Și când suntem îmbrăcați cu Hristos, lucrul acesta se vede. În familie, în școală, la locul de muncă, în biserică și oriunde. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți. Amin.